Ei, bună seara! Bună seara, noapte bună! Pentru că v-am zis, eu fac premiere. Nu știu, de alelante cu minute, cât trebuie să faci, dar premiere nu ai limită. Și astăzi, fiind duminică, deci e perioada când ne odihnim un pic. Deci jumătate de oră va loc dumneavoastră. Și așa, să comunicăm, să vă răspund la ce mi-ați întrebat și restul am, cred că după 5 ieșim iară, dimineața, na, știți cum e, ca bătrâne, la biserică, pe unde am fost. Dumneavoastră, cum v-ați distrat, mai un pic și... Vine luni. Oh. Acum am indiferent. Când eram la lucru, nu știu de ce. Când eram la școală, când eram elevă, mai ales în primele 8 clase și la liceu, și de acolo nu se punea problema, că învățam tot timpul în facultate, știți cum e. O salut pe doamna de la Timișoara, care și ea a terminat medicina veterinară. Eu, pe vremea când era Stoian decan, l-au murit prin 80, eram eu încă, nu, 84 am terminat eu, în 85 a murit el. Așa a fost. Era renumit. O să vorbesc o dată. Au făcut niște rase de... porci, noi, aia roșie, dacă știți, durac. Un om. În fine. Ce vroiam să vă zic? Deci când eram la școală, de-abia așteptam să vină luni. Mi-a plăcut școala. Dar să nu vă imaginați că îmi plăcea neapărat, că eram eu așa pusă pe carte, cu burtă, cu tot. Nu. Să mă... hărțui cu copiii, plăcea să bag băieții, activități din astea, să mă întâlnesc cu prietene, că aveam un câr de prietene. Eu să știți că în toată viața mea, prietene, fete, nu prea am avut. Băieți, m-am învățat să mă bat, alte chestii. Și aveam încredere, deci aveam încredere mare în băieți. Când le spuneai ceva, nu spunea nimic. Spune la o fată, au inventat, cum e și azi. Asta e, astea suntem noi, de la Eva încoace. Asta e. Nu ca și eu mai bună, nu. Și eu sunt femeie, nu? Ei, doamnele care m-au întrebat de chestia cu un telefon. Doamne, eu nu spun nimic. Trageți dumneavoastră concluziile. Dacă noi care am susținut-o pe Lumina și pe el, suntem eu, mai cineva, dacă vrea spune, dacă nu, e Mazalu, care și-a pus și el pielea în foc, și mai sunt două persoane. Nu ne-a sunat pe niciunul dintre noi. Și n-avea cum. Și v-am zis, sunt, deci, persoanele lui, astea știm adevărul. Dar cât am fost eu de atacată și făcută mincinoasă și eu nu mint să vă atrag pe dumneavoastră care sunteți. Deci sunteți marea majoritate venite care a spus, da, doamna Silvia, am văzut că a spus adevărul. Nu mint. N-aș avea de ce. Mai, nu știu, pe Paștele Catolic e pe 30 martie, nu știu ortodox când e. Și nu știu data când a fost chestia aia să fac un an. Și atunci o să vedeți adevărul, doamnele mele. Lăsați un pic de suspans. Și doamna care mi-a spus, da, am telefonat. Am pe Messenger, așa. Dădea la telefon, când mai. Dar în fine, e ca e. O las fericită. O las fericită să hăpă. Eu am, iar am blocat-o, că a fost blocată, am deblocat-o, nu-i prima dată când se ia de mine. Că am avut impresia eu că nu,
Deci nu avea niciun interes să facă chestia de atunci seara, nici acum nu cred. Dar poate așa sunt metodele YouTube-ului, nu mă interesează. Nu mi-atrag, nu fac canalul meu cu scandal. Nu. Deci, încet, încet o să iasă adevărul la suprafață. Până atunci să se bucure lumea, să zburde pe câmpii, nu mă interesează. Altă ordine de idei, în partea elantă. Ați văzut că am fost sus, deci cu toate că eu când am fost terfelită, pusă pe jos, făcută cu fundul mare și nu știu cum, dacă intra cineva să mă susțină, era blocat de anumite persoane. Dar eu v-am spus, sunt cu adevărul. Deci am vrut să urc sus, să-i aduc aminte lui Georgiana de discuția care am avut-o cu Olga în particular. Când i-au spus clar, vă spun și aici, deci prima dată ați văzut, am ieșit acolo și am spus. Că așa e corect. Nu fac vloguri pe nimeni decât dacă îl susțin, dar de rău nu. Și acum ieși, deci am ieșit pe canalul ei, că așa e corect, e problema ei, nu e a mea. Și vă spun și aici, care n-ați fost, deci Georgiana n-are niciun amestec în chestia asta. I s-a propus, după aia, dacă ea vrea să spună cine i-a sunat-o prima dată și i-a spus, stai atentă, Georgiana, nu te băga în așa ceva, bine, dacă nu... Am eu subiecte cu dumneavoastră, nu trebuie să fac vizualizări pe chestia asta, na. Și deci mi s-a părut corect, just, și să spun lucrurilor pe nume. Deci atât. Deci când i s-a spus, Olga, noi vorbeam și vorbeam și din amintirile, din PECO și din astea, ea ținea cu licitația, la care Georgiana i-a spus clar, nu mă bag în lucruri ilegale. Dumnezeu cu mila. Restul sunt problemele lor. Ce să vă spun? Păi, cu Leo, ați văzut ce frumos și-a revenit. Dar, de ce și-a revenit așa frumos? Pentru că respectă toate regulile de acolo. Dar nu știu cum în căi ăștia, când o apărea Alin cu piciorul de oaie, rozând, e mici, ăla mic, Alex săracu, nu, Alex, el e la dietă de mult. E perioada aia de pubertate, când ai disturbări și de una și de alta. Și când o apărea și, acum, Maria, că i s-a dat analize că e sănătoasă, s-o să sfârâi grătarele cea unile. Cătigaia cu abur, așa, e pentru Anca. Bine ar fi să-și termine odată cu gura și să tacă naibii din gură toți și să facă o pace acolo. Toți, am zis toți. Și de o parte și de alta. Așa, eu știu că Anca vrea pace. N-ai cu cine. Dar prin cât i-o trecut, se lasă totul la o parte și s-o lase pe Anca să se ocupe de mâncarea lui. Că dacă nu, să se ducă la Regina, la Farfuza. Să se ducă la ea. Care-i problema? E soțul ei în acte. Documentul. Păi dacă e documentul, ia-ți ce scrie în document. Persoana indicată în document că va fi la bine și la rău. Deci, care, fetelor, care sunteți căsătorite, și legitim, și la preot, cred că și așa, ce spune? La bine și la rău. Nu numai. Oh, ce gentuță! Ai iubit, mă duci în... cu satelitul. Așa. Nu, și la rău. Așa cred eu. Dacă te duci la străhaia să-i faci la o Anca zile negre și să-ți dea ăștia și un pahar de vinuț, iau și tu un pahar de vinuț, ai și câte o bucățică de carne, cum zic ei, mas, așa, o cincă de mas, și mai dă și hasma, nu știu cum dracu se numește aia, cu varză, o linguriță, o linguriță. Ce faceți? Copiii nu mai au viața lor, nu mai au, cum să zic, o să, păi, ajungi la o disperare. Deci,
Nu poți să învinovățești pe cineva că și ia câmpii și pleacă în sistemul ăsta. Ai o lună, ai două, ai trei, ai un an, ai doi, ai trei. Intră unul, iese altul, o să duce în altă parte, stai. Viața lor unde e? Toată lumea le critică și pe una și pe alta și am criticat și eu. Deci clar, când s-o lua de Anca și astea, le-am făcut varză, am spus și ce am spus și mențin în continuare. Nu, asta nu înseamnă că mă căiesc sau nu, am spus și asta rămâne valabil ce am spus. Dar acum vorbim de realitate. Realitatea e că au stat acolo, pentru că a fost grav. A fost grav. Deci, de ziua lui Anca, hai să zicem că au fost obosiți, că nu e ușor să stai prin mașini, că nu știi când trebuie un medicament, că nu știi care-i starea, că frica aia, că nu se știa ce e și vedeai că a fost operat și nu dava înainte și a fost frica. Înțelegi? Asta e. Cum am mai spus și atunci, un telefon trimite un buchet de flori și nu mai zicea nimeni nimic. Păi, eu stau de multe ori și mă gândesc. Așa, stăm noi la givăneală, cum se zice în Banat. Știți că mă gândesc că poate i s-o trimis, poate i s-o dat și telefoane, și pe cameră, și i s-o fi trimis și acasă. Și au făcut chestiile astea ca să ne bălăcănim noi. Știți că mă gândesc și la asta? Păi la cât? Îs băieții lui Leo, nu? Îs băieții lui Leo. Și Leo câte scenarii nu face? Nu făcea când era tânăr, când l-a cunoscut eu. El avea alte chestii atunci. Și m-a bucurat, din sufletul meu m-a bucurat, când a zis, acum mă duc, îmi revin și revin la viața mea dinainte. Sper că nu s-a referit la golăneală, televiziuni și alte prostii. Sper că... Bine, că acum știe și legal cum să facă. Deci, chiar făcând ilegal, știi acum alegere, știi unde să se bage și unde nu. Și nu-i bătrân, 40 ceva de ani, alții iau viață. El la 17 ani făcea și învârtea. Da, cu atâta experiență. Vede că nu mai merge nici cu... Faci YouTube așa, că uite, să mai stai de vorbă. Să mai... Da, bani din YouTube. Le-au scăzut și vizualizările, pentru că nu mai au... Nu mai au. Ce tot să spui toată ziua? Hai că noi, unii dintre canale, vorbim de ei. Ei nu vorbesc de noi. Să mai acute unul de piept care îi deranjează. Sau... Vede că la mine fetele mele să mai duc. Deștepte, inteligente, frumoase și de vreme acasă. Am uitat să spun urmăritorii mei frumoși și inteligenți. Cu minți și foarte, foarte cu creierul funcționabil. Se vede din comentarii. Se vede. Nu, și chiar dacă v-am zis, nu critic niciodată că cineva greșește ortografic, pentru că moa face chestia asta, că nu suntem toți licențiați în litere și nu știu ce. Și mai ales v-am mai explicat, în timpul facultății, pe vremea mea, era un amărât la Facultatea de Medicină Veterinară, Institutul Agronomic la Timișoara, era un singur șapilograf. Adică un vechiul bunicul Xerox. Și eram noi, era horticultura, era agronomia, era zootehnia, era bunătățiri funciare. Erau multe ramuri atunci. Când ajungeai tu la șapilograf? Pentru că nu se găseau cursuri de cumpărat a profesorilor care îți preda. Nu se găsea. Și dacă era unul, doi și zicea, îți dau. Și unde te duceai? După aia au apărut. Și atunci scriei, venea profesorul și începea. Ma, partea componentă. Și tu nu mai scriei partea, să zicem un exemplu, partea componentă. Scriei pac, com. Știi că îți formai un vocabular al tău ca să poți învăța. Și scriei după el. Și ortografie nu făceai. Asta e.
Deci, eu mă interesează conținutul acelui comentariu. Dacă conținutul e vai și amar de da cu el de pereți, mai și scris-o, că nu, nu că e ortografic, nu înțelegi ce scrie. Așa? Atunci, bo, da. Dar nu prea am așa ceva. Mai am doamne din ala care scriu, am primit aseară, băi, oameni buni, v-ați pierdut simțul umorului. Dacă vă uitați la alea de un minut, era zic de un gram. Shorturile alea. Am făcut aia că dacă te iei de mine, o chem pe mama, cu Dana Budeanu. Du-te, dragul, du-te în copac. Băi, ce letopiseț am primit. Oh, aleu. Da, dacă aș sta să citesc toate nebunile, am văzut că m-au criticat și băga și politică și religie. A, mă, hai să mai descrețim frunțele, ce cu atâta tristețe. N-am promovat nimic, ce să promovez? A fost o glumă. Să iau de toate prostiile. Și să trecem la noastre. Am divagat un pic. Deci, nu știu, în România, dacă e, în Italia, e un program din asta, stai, nu, pentru că ăla e cu deslăbit, nu. Deci ei se pot duce. Deci la ce suferințe are el? Deci medicul de familie îi dă cum să zic eu, un cumul de diagnostice, una așa, cu care se duce la un dietolog. Lui îi trebuie și de care e la secția cardiologie și la gastro și la neuro. Deci la un dietolog bun. Cu toate chestiile astea. Și să-i facă o dietă. Nu de slăbit, asta nu intră nimic. Deci lui trebuie multă proteină și multe chestii. Deci medicul ăla să-i facă. Și când se duce acasă, să se ducă la Luci și în fiecare zi să-i facă mâncarea respectivă. Dar nu, degeaba să duc la Luci, îi face Luci mâncarea ce-i trebuie. Și când ăștia încep să sfârâie grătarele, ceaunele, nu știu ce și nu știu cum. Chiar discutam, mai discut cu bărbatul meu de el și zice, mă, dar de ce au bani? De ce stau cu bani îngropați pentru cu oameni buni? Maria, nu a ajuns la fundul sacului. E greu să ajungă la fundul sacului. Are ariciul ăla în buzunar, când bagă... Așa. Duceți? De ce nu-l duce, domnule? La o stațiune din asta de reabilitare, nu? Cum se zice? Să pună pe picioare. Să fie departe de scandalul, de ho-ho-ho, de au-au-au, cu mâncare adecvată, aer curat, liniște. Plătește Maria. Nu tu după el. Nu farfuza după el, nu copiii după el. Lăsați-l un pic liber să respire. Vă duceți o dată pe săptămână. Duminica vă duceți, restul săptămânii să stea acolo liniștit. Altă chestie, Marie, el are, deci are mai multe diagnosticuri. Mai ales cu statul în comă, când i s-au oprit un pic funcțiile vitale și neurologice. Inima și asta nu, pentru că era mort. Cum nartă mea, dacă mai rețineți video-ul ăla care l-am făcut de Bobotează, în care ne strâmbălam după guță. Am băgat siciliene la manele, așa, cu părul artuns scurt, care seamănă perfect cu bărbatul meu. E mai mare cu 10 ani ca el, are 83 de ani, 84 de acum. Au avut meningiomă la creier, aneurism cerebral. I s-a pus pacemaker la inimă, tumoare la sân. A fost în Cuba. Este un spital. Dacă cineva e interesat, pot să-i dau adresa. În Cuba. Și s-a făcut, uite, dansează. Și când a fost, avea 77 de ani. El are 40 ceva, 46 de ani.
Deci aveți bani, mă, duceți-l undeva. Cu ocazia, dar nu cu... Am văzut o gentuță. Am văzut nu știu ce. Nu. Singur, uite, ia unul din copii. Care vrea el. Și femeile să stea acasă, să crească copii, să se îngrijească, că așa e la noi. Nu cățel cu purcel, du-te după el. Și duceți-l acolo. Pentru că îi trebuie multe, multe chestii, multe, sunt multe acolo. Dacă doriți, eu o să vă dau adresa, dacă aveți pe cineva, așa mai... Dar vă zic, nu că am o tumoare la ficat sau am o tumoare, nu, nu se complică. Ăștia când sunt un cumul. Un diagnostic, deci diagnosticurile astea care nu prea se găsește rezolvare în alte spitale. Sunt foarte buni, dar nu buni, foarte buni. Și noi ne așteptam, deci o lua legătura de aici, s-o lua legătura, frații ei, că da, și ei doctoriță și lua legătura și chiar zicea, zic, 2-3 ani, cine știe când ajunge, ne făceam chiar probleme, mama mea, ce, să plătim, că se plătește, se plătește și se plătește. Da, pentru sănătatea unui om, nu știu alte familii cum sunt, dar aici erau toți dispuși, mână de la mână. Bine, ei au avut suma aia, suma i-a ajutat între ei frații și e bine. A, și cu rezervarea. 4 luni. Au zis, vă anunțăm când... Se vorbește toate limbile pământului acolo. Sunt medici din toate țările. Și institut de cercetare, hai, mamie, ce e acolo. Vă dau și să intrați pe Google. Și vă da telefon, zice, seniora Ingrasia, pe data de, la ora de, să fiți aici. Trebuie să veniți cu 2 săptămâni înainte pentru să vă facă analizele toate și pentru cazare, pentru că cu 2 săptămâni înainte de, nu știu ce rază specială să face, nu știu, nu, credeți-mă. Deci am să o duc odată de cumnată mea să spună. Sunt multe chestii care, e ideea ei, nu pot, e cum zic că italiene, supravise. Particulare. Și 2 săptămâni înainte îți dă cazare, niște aparate care se bag acolo ca să ai în permanență pentru cazul când se întâmplă ceva, depinde de diagnostic, că sunt amenajate, dar depinde de diagnostic, când vii, ce se mai pune, ce mai... Orice caz, 2 săptămâni înainte să intre în regimul spitalier pentru cură. A, am zis bine. Așa, și duceți-l acolo. Și îl faceți om. Nu, îl operează bieții medici, își dă tot interesul și nu, să nu mai spuneți că pe spatele cuiva. El a fost patron. Are cardul de sănătate. Și toți din familia aia, având firmele care le-au avut, au plătit contribute la stat. Le-au plătit. Cel puțin cât a stat eu acolo, știu că pe la aia se plătea. Le plătea și la care lucrau. Deci, au carduri de sănătate pentru că au lucrat. Au plătit contribute, au lucrat. Au lucrat. Așa, ori fost patron, ce drag. Și au. De asta. De ce au asigurare? Cel puțin știu de el, Maria, Anca. Și copii, deci copii după 18 ani, noi fost și ei trecuți în firme. Și Ion. De ce zice că Ion n-are asigurare, că n-are card? Pentru că el nu a avut firmă. Că a intrat unul, a intrat în diribau, a avut și el firmă, a fost angajat, adică puține ani, cine știe cât, în fine. Am înțeles că au și acum, plătesc la stat,
Tot își plătesc în continuare la stat. Așa am înțeles și eu, nu știu cât e de adevăr. Deci unde nu știu așa bine, nu știu. Și asta, când dacă îl duce la Strehaia? Și-l mai ia farfuza și-l mai duce, cine știe ce, ca cohlauri? Se poate, după ce se face bine, se reabilitează, se poate duce. Deci așa-i. Pentru că dacă v-am mai spus, da, și Maria, acum, că eu zis că nu mai are noduri, țineți-vă oile, oameni buni, că vine lupul, așa, și toate grăsimile și toate prostiile alea, când o s-o învăța, nu știu. Și apă, dacă o să duc, cum se zice în Italia, mâinile de Dio, mane de Dio, în mâinile Dumnezeu, îți devină, ăla, doctorii, după aia, ăla, la, după ăla, dacă m-au și un eveniment în familie, ăla sigur îi devină. N-a să auzi niciunul că a murit de grăsimi, de băutură, de alte chestii, nu. Ei, și cu papii. Nu mai știe nimic. Ei, el trebuie să pregătească cu Marița să ducă cu gogoșile. O încheiat, o văzut că noi și vizualizări. Spunea chiar el că m-am uitat la vlog. Zice, ce vizualizări? Că nu a ieșit nimic. Dezamăgire totală. Și cine de vină? Aia din Strehaia care nu l-a susținut. Doamne, eu nici nu mă supăr că unii inventează, cum s-o inventat și pe telefon. Eu nici nu mă supăr. Pentru că oamenii, doamnele care mi-au zis, care mi-au scris, două doamne, că doamnă, de ce când intrăm să comentăm, ori ne blochează, ori ne vorbește urât. Doamne, sunt persoane care nu știu să comunice. Decât prin înjurături, vulgarități și așa mai departe. Deci nu știu, n-au comunicat în viața lor. Ai, deci când s-o văd, deci ei nu. Să vă zic o chestie, că zice toată lumea că, toată lumea, multă lume îmi zice, mă, Silvia, tu știi să ții un dialog. Nu, e experiența de viață. Deci, ca, eu ca veterinar, nu mă duceam numai și făceam în fund o injecție la vacă, la porci, nu știu, că nici nu făceam eu. Deci medici veterinari fac alte chestii, operații, dau diagnostice, controlează. Știți că tehnicienii fac chestiile astea. Știm și noi și facem și noi, dar sunt anumite chestii banale care le fac ei. Banale, nici aia, că sunt, au o responsabilitate și ei și sunt specialiști. Dar aveam un ordine, aveam poate 100 și ceva de oameni, făceam ședințele de producție. Când am zis, odată chestia asta, babă comunistă. O ședință de producție nu avea nimic cu partidul. Era că trebuia să faci un plan, așa erau regulile atunci. Trebuia să faci o sistemare, cum se zicea, organizarea muncii, care știți, care sunteți de asta. Și atunci trebuia să vorbești în fața oamenilor. De acolo. Alții, din obscuritatea, nu știu care, s-o trezi pe YouTube și singurul lucru care... Știi să-l facă, să înjure, să facă, să deschidă gura și crezând că nu știu ce iese de, dă cu, de pământ cu niște chestii. Deci de asta, nemacultură, cum ar zice rusul. Și eu blochez și șterg, dar nu când vine cineva și îmi zice, văd femeie, nu e așa, uite că e așa. Îi spun, dacă tu nu înțelegi, nicio problemă, o zi bună, dumneavoastră rămâneți cu ideea dumneavoastră, eu mă mențin pe-a mea. Deci fiecare are adevărul lui. Dar dacă vine și îmi zice babă, cloanță, befană, nu știu cum, da, eu bănuiam pe cineva cu chestia asta și într-un comentariu doamnă mi-a zis, doamnă, chiar nu vedeți că nu are nimic comun așa cu așa? Aia nu știa italiană. Și aia se scria foarte clar italiană cuvintele alea jignitoare. Așa. Da, aia. Nu mă afect. Știți cum? Ce nu știu nu mă afectează. Deci, depinde unde ai trăit, mediul unde ai trăit, ce ai lucrat, mai ales v-am zis.
Eu sunt dispusă și dacă cineva îmi pune niște întrebări și mă întreabă niște lucruri esențiale, pentru că și eu, la rândul meu, am întrebat. Deci, dacă nu întrebi, n-ai cunoștințe. Dacă n-ai cunoștințe, nu poți să te numești un om inteligent. Pentru că din cunoștințe, din întrebi. Întrebi ca să știi ceva. Și atunci, dacă ieși într-o discuție, știi să-ți expui punctul de vedere. Asta zic eu. Deci informația. De asta s-a ajuns la internet, la alte chestii, trebuie să fii bazat pe informații. Acum vă pup, vă mulțumesc frumos că mă urmăriți. V-am zis, pentru mine, dumneavoastră, sunteți foarte importanți. Pentru dumneavoastră, deci importanți, vă spun, știu că, Doamne, nu o să mai auziți niciodată că eu vin să fac pentru dumneavoastră. Că vă dați seama că n-am eu vizualizări și urmăritor, nu știu cât să fac pentru bani și asta. Dar m-am obișnuit. Deci, eu, să nu uit limba română. Nu mai sunt la servici să vorbesc cu oamenii. Să nu uit să comunic. Deci, pentru mine fac. Așa. Să interacționez cu oamenii, pentru că eu când am lucrat, interacționam. Mai ales fiind la hipodrom. Deci, mai ales lucrând cu fel de fel de naționalități. Nu știam când trece ziua. Acum e altă belea. Bărbatul meu pe capul meu, în pensie. Nu știu cum să-l arunc afară. Cât e de bun. E un om, v-am zis, un munte de om. Băi, fraților, când îl văd toată ziua, nu știu, cred că, eu vă zic că s-a redusă cu pluta. Când îl văd toată ziua, zic, da, tu nu mai ai treabă pe afară. Deci, de ce-i mă, femeie? Nici n-am o lună, știi, plictisit de mine. După un an mă trimis, mă arunci pe balcon. Păi nu sunt... Și nu, fac eu. Vreau să fac o chestie, lasă că fac eu. Nu știu ce, trebuie să vedem, să ne facem un plan. Tu faci aia, tu faci aia. Nu mă las să fac... Ce nu m-a lăsat înainte? Acum vrea să facă el. Copiii mi-au zis, mamă, lasă-l așa o lună. Vai de mine! Ai vă pup, noapte bună. Vedeți că nu țin cont de minute, nu știu. Deci dacă aș ține așa morțiș, aș ține cont de minute, de nu țin, nu știu. Dacă la premieră e așa, jumătate de oră, dacă nu, nu. Dumnezeu cu milă. Eu vreau să vorbesc cu dumneavoastră. Cum s-ar spune? Sunt nevorbită. Și apropo, ăla bă, cu cont fals care l-a făcut pe Mazaru. Fraților, chit că multă lume nu-l suportă, felul de a vorbi, felul de a putare. Dar când eu am fost atacată, singur a fost Mazaru lângă mine. Și pentru mine are tot respect. Singur. Nu zici pe mine, nu mă interesează, eu așa, nu... Apropo, și cu fundul mare și... Așa, cu fundul mare și cu sânul nu știu cât, am de 35 de ani un om lângă mine. Care s-a exprimat așa. Cu fundul mare, da. N-am fost atentă și nu... Ce mi-a spus dumneavoastră? Deci, să nu vorbiți de rău de Mazaru. Vă puteți să spuneți părerea, dar la modul ăsta. Deci, Mazaru a fost singură lângă mine. Vă pup și vă doresc noapte bună și o săptămână plină de frumos și de bine.